Bun regăsit la Field Markets. La această oră vorbim ca de obicei despre evoluțiile din piețele financiare. Sunt alături de colegul meu Tiberiu, pe care îl salut. Salut, Cătălin, bine te-am găsit. Și alături de noi Bogdan Albu, consultant piața de capital. Bun venit, Bogdan, la Field Markets. Bine v-am regăsit, salut! Vorbim despre evoluțiile interesante din piețe, o să comentăm astăzi și despre broker, dar la început au venit niște cifre, cum v-am obișnuit, destul de interesante, ordinele de pentru bunuri de folosință îndelungat. O să las pe Tiberiu să dea cifrele. Eu doar atâta spun, creștere puternică pentru luna septembrie, în ciuda nu incertitudinilor și altor cifre care, după cum ați văzut în perioada asta, vin mai slabe decât precedentele. Cum au venit Tiberiu? Păi, într-adevăr, creștere, după cum ai precizat și tu, 1,9 în septembrie, comparativ cu așteptările pieței, care erau de doar 0,5. Se pare că din ce în ce mai mulți americani au început să-și cumpere frigidere, mașini de spălat și așa mai departe, că astea sunt bunurile astea care intră în categoria bunurilor de folosință îndelungată, de fapt. Noile comenzi pentru bune de capital fabricate în SUA au crescut mai mult decât era de așteptat în septembrie și grație stimului fiscal de la Guvernul Federal, pentru că sutele alea de dolari, miile alea de dolari care le-au primit fiecare în toată perioada asta, se pare că nu s-au dus numai în piața de capital, în creșterea indicilor, ci s-au dus și în mobilarea unei părți din casă, se pare. Mai mult de atât, comenzile pentru bunuri de capital non-defense, cum le denumesc americanii, acele investiții, cu excepția avioanelor, aeronavelor, au crescut cu 1% luna trecută. Economiștii chestionați de Reuters prognozaseră doar o creștere de 0,5%. Deci, per total, o evoluție. Se vede foarte bine și pe grafic, de la 0,4 creștere 1,9, deci trendul e pozitiv, crescător. Rămâne de văzut acum cum merge luna viitoare, să vedem. Da, și a mai venit un indicator, acel Conference Board Consumer Confidence, 100,9, în scădere de la 101,8 și așteptările erau chiar de peste 102. E un indicator important, spun eu, al cheltuielii consumatorilor până la urmă, care au impact în activitatea economică, clar, și practic el reprezintă un sondaj la câteva mii de gospodării și se vorbește despre, își dau cu părerea despre condițiile actuale și viitoare din piață, forță de muncă, afaceri și, zic eu, situația economică în general. O mică scădere, totuși, care, zic, sugerează cumva o prudență în viitor, că avem această incertitudine dată, iată, și de alegeri care pot avea un impact mare și asupra acestui sondaj. De ce? Că după cum am văzut sondajele, și aici o să-l întreb și pe Bogdan cum vede el incertitudinea asta, cam jumătate de țară va fi dezamăgită, jumătate va fi mulțumită, nu? Și asta să nu cumva să influențeze într-o primă fază atât cheltuielile cât și încrederea. Deocamdată speranțe pentru toată lumea. Tu cum vezi revenirea asta economică și, practic, cum va fi cu alegerile, dacă vor avea un impact mai mare decât e de așteptat și în ce fel? Cum vezi tu situația de moment? În ceea ce privește poziționarea în sondaje, în momentul de față, Joe Biden are întâietate, clar, și este înaintea lui Trump cu un procent mai mare decât era Hillary la runda anterioară. Acum el se poziționează undeva la 7,9 puncte peste Donald Trump. A fost și mai sus în octombrie, chiar la 10,2, ceea ce cumva ne duce cu gândul la o distanțare mai detașată și la șanse mai mari în ceea ce îl privește. Bineînțeles că Donald Trump afirmă că sunt elemente de care aceste sondaje nu țin cont atunci când se construiesc și că, de fapt, șansele sale sau probabilitatea ca el să iasă învingător este mult mai mare. Din punct de vedere al piețelor și al modului în care ne-am putea aștepta la o reacție din partea acestora,
Lucrurile sunt cumva, din punctul meu de vedere, putem să ne așteptăm la mișcări pozitive în ambele scenarii ulterior. Dacă, de exemplu, Donald Trump ar avea un efect, sau, mă rog, o mare parte din acel efect poate că a fost deja asimilat până acum, iar scăderile recente să fie cumva pe fondul creșterii numărului de cazuri în America. Însă, în ceea ce îl privește pe Joe Biden și prin efectul pe care l-ar putea avea investirea sa asupra dolarului, că se estimează o devalorizare sau o depreciere a monedei americane în cazul unui scenariu favorabil acestuia. Deci am putea să vedem un efect care s-ar putea propaga în piețe prin intermediul acestei deprecieri, cumva o depreciere care ar veni odată pe fondul creșterii, practic când crește apetitul pentru risc și automat capitalurile pot să plece către destinații mai exotice, să spunem așa, cumva putem să vedem o depreciere a dolarului, iar în cazul invers, apreciere. Deci, într-o astfel de situație în care Biden a ieșit învingător, am putea spune că piețele și ar fi multe tensiuni care s-ar mai detensiona. Avem și acest conflict comercial care deja durează de ceva timp cu China, care s-ar mai putea estompa. Avem și toate aceste conflicte pe fond climatic. Am văzut că Joe Biden a afirmat că va reintroduce America în acel acord de la Paris. Deci, cumva, el este favorabil dialogului, cooperării internaționale și este un susținător al acestor tehnologii sau Da, resurse verzi, să zicem. apropo de ceea ce ziceai tu puțin mai devreme, de lupta dintre cei doi, de lupta dintre cele două partide, de fapt, care se dă acum, de latența în care a intrat războiul comercial dintre SUA și China, care deocamdată e ținut așa ușor sub preș, aș putea spune, și cred că, într-adevăr, dacă iese Trump, s-ar putea să reizbucnească din nou luptele. Aș vrea să ne uităm puțin pe un chestionar pe care cei de la Investopedia se pare că l-au făcut pe parcursul lunii octombrie cu privire la sentimentul investitorilor și cât de îngrijorați sunt aceștia privind impactul alegerilor în portofoliile lor. Și se poate vedea foarte clar că aproape jumătate dintre ei, respectiv 47%, sunt foarte preocupați de cine va ieși președinte în Statele Unite, urmat, bineînțeles, de, mă rog, și alte preocupări mai mult sau mai puțin importante, dar iată că 34% dintre ei sunt preocupați de ieșirile pe platformele social media ale președinților. Și aici cred că se referă mai mult la Donald Trump, pentru că în ceea ce îl privește pe Biden, eu nu prea am văzut tweet-uri făcute de Biden, dar, mă rog, poate că o să vedem. Vrei să spui ceva? Te rog. Da, am observat că și Biden are o activitate destul de intensă pe Twitter, platformă care cu siguranță este mult mai populară în America decât în Europa. Însă m-a amuzat un tweet recent al lui Donald Trump care spunea că aceste cazuri de corona au crescut de fapt pentru că testăm, 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 because we test, test, test. Și apoi a arătat cu degetul iarăși către mass media și a acuzat pe aceștia că sunt de fapt o conspirație a știrilor false, fake news. Însă realitatea nu este chiar așa, pentru că într-adevăr numărul de cazuri a crescut săptămâna trecută cu 24%, în timp ce am avut o creștere de doar cu 5,5% a testelor care s-au efectuat. Deci, cumva, aceste date vin să conteste aceste ieșiri ale președintelui.
Și cu siguranță americanii sau o mare parte din ei sunt îngrijorați cu privire la această tendință a președintelui de a bagateliza, de a reduce cumva realitatea în ceea ce privește această pandemie și modul în care a afectat continentul american. Da, și Da. ca să termin puțin, graficul doar o singură linie, 34% dintre americani se pare că sunt preocupați de încă un economic shutdown sau de încă un lockdown care ar putea să apară acum datorită pandemiei. Deci, Da, te rog. noi am tot postat de multe ori astfel de sondaje și evident și toți analiștii se uită și toți investitorii își dau cu părerea cum ar fi mai bine dacă ar ieși un președinte sau altul. Să nu uităm că sunt și alegeri legislative, e vorba și de senatori acolo, e vorba de majoritate parlamentară până la urmă și va fi interesant. E clar că vom avea volatilitate, e clar că anumite sectoare vor avea de câștigat, altele poate mai puțin de câștigat, vor fi mai puțin sau mai mult afectate, cum de altfel au și fost și s-a văzut diferențierea asta de câteva luni bune și se vede foarte clar la rezultate cu pandemia, nu? Sunt diferențe clare între sectoare și noi analizăm zilnic raportările astea financiare și luăm sectoare diferite și se confirmă că companii din sectoare diferite, unele profită, au profitat de criză, altele au fost lovite mai puțin, iar altele lovite puternic. Astăzi avem alte companii și v-aș ruga să le analizăm și pe ele și evident și sectoarele și cu părerile generale, mai ales că s-a vorbit de pandemie, avem companii care au fost dezmenționate aici, avem apropo de consum și încrederea consumatorului, iată, companii din sectorul ăsta și o industrie lovită, nu până la urmă BP, Tiberiu, cum stă după lunile astea în care evident a fost lovită puternic. Da. Hai să ne uităm astăzi și pe, de fapt, să începem să ne uităm mai mult pe companii din Europa și am ales astăzi British Petroleum, după care continuăm cu niște companii din Statele Unite, dar, mă rog, Novartis-ul e și el tot din Europa. Dacă e să vorbim de BP, acum uitându-mă la rezultat și la modul cum au scris acel comunicat în care au pus rezultatele, cei de la BP, mă rog, lasă destul de mult de interpretat, pentru că nu prea găsești mare lucru. Sunt doar câteva cifre legate de o anumită profitabilitate pe care ei spun că au avut-o pe parcursul trimestrului al treilea, respectiv 100 de milioane de dolari. Este un fel de profit pe care el raportează. E un proxy, de fapt, al profitului net și se numește un profit din cost de înlocuire subadiacent, un fel de underlying replacement cost profit. Sincer, chiar l-am căutat să văd ceea ce înseamnă și e destul de întortocheată denumirea și, mă rog, m-am oprit la momentul respectiv. Deci, cei 100 de milioane de dolari sunt, de fapt, o mică creștere față de o pierdere extraordinară de 6,7 miliarde cât a fost în al doilea trimestru și un profit de 2,3 miliarde cât a fost în al treilea trimestru din 2019. Deci se poate vedea foarte bine și la evoluția prețului acțiunii de la începutul anului până acum, minus aproape 60%. E clar că impactul prețului scăzut al petrolului a lovit foarte mult compania și nu numai BP, majoritatea companiilor care lucrează în sectorul ăsta. Analiștii de la Refinitiv se așteptau ca British Petroleum să raporteze o pierdere în al treilea trimestru mai mare, chiar de aproape 350 de milioane de dolari. Cu toate astea, compania o să dea un dividend de 5,25 de cenți pe acțiune în trimestrul al treilea. Și citesc din ce a zis CEO-ul companiei, după ce am stabilit în detaliu noastră strategie, prioritatea de acum încolo va fi execuția în ciuda unui mediu dificil. Deci asta își dorește BP de acum încolo. Recunoaște că activează practic în niște timpuri pe care nu cred că le-au mai întâlnit în ultima perioadă. În Dar hai schimb, să mergem și la tine. Te rog. avem la 3M venituri mai bune, văd, în creștere față de anul trecut. Da, într-adevăr, aș putea spune că 3M, cât și celelalte două companii, Pfizer și cu Novartis, au raportat rezultate bune, chiar foarte bune, aș putea spune.
Ai spus bine, 3M plus aproape 5% venituri până la 8,4 miliarde și o evoluție bună de la începutul anului, aproape minus 6%. O scădere, aș putea spune, a profitabilității, 1,4 miliarde, ceea ce înseamnă o scădere de minus 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca și idee, vânzările totale au crescut cu 25% față de anul trecut în divizia de sănătate a grupului, aproape 7% în divizia de industrial și 5,6% în divizia consumer. Și din punct de vedere geografic, vânzările totale au crescut cu 7,7% față de anul anterior în America, cu 4,4% în EMEA, adică în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, și o scădere de 0,6% în regiunea Asia-Pacific. Înainte să concluzionez, cum arată graficul? Graficul arată, să spunem, destul de interesant, în sensul că după scăderea puternică, evident, care a avut loc în primăvară, a avut o revenire și o revenire în trepte, așa, cu volatilitate ridicată. Iată, s-a format aici un canal, dar ce e foarte interesant că în momentul când a ajuns la o linie de trend care vine din maximele precedente multianuale, prețul a dat înapoi. De ce? Pentru că era și o rezistență aici la 173 de dolari și era și această linie de care vorbeam mai devreme superioară. Deci, practic, o triplă rezistență care a fost încercată, iată, de două ori și cotația a dat înapoi, dar foarte interesant că aici există un suport puternic. Bine, cotația se află acum la primul suport, de un dublu suport, nivelul 162, respectiv media mobilă de 100 de perioade. Următorul nivel este retragerea FIBO de 61,8, aici foarte importantă, care are și media de 100, și următorul la nivel FIBO și un nivel de suport undeva la 150 de dolari. Dar această zonă de cvadruplu suport, iată, a ținut, a confirmat și practic prețul se mișcă între aceste zone. Evident că își va găsi direcția mai repede sau poate chiar mai târziu, dar o direcție își va găsi. Nu e exclusă nicio consolidare laterală, deci ținem cont de acest FIBO 61,8, cel mai important, pentru că o să vedem că în multe grafice are importanța lui și practic a duce la continuarea deocamdată a tendinței ascendente. Aș vrea să-l întreb și pe Bogdan cum vede el, nu neapărat 3M-ul, deși ar fi interesantă și părerea aici. În general, evoluția asta diferită pe sectoare, iată, o să vedem și companii farmaceutice, am tot vorbit, până la urmă a fost o prăbușire, o revenire, așa, în general, să spunem, și revenirea asta se vorbește că e două trepte, ba chiar vom asista în trimestrul 4 la o nouă scădere, evident mai mică, urmând ca de apoi, după primul trimestru de la anul, să vină o revenire mai puternică. Tu cum vezi situația economică în general și în particular, de ce nu? Această tendință pozitivă a comerțului global va continua probabil până la sfârșitul anului, conform celor mai recente date de la UN Conference Trade and Development. Cumva, părerea mea e că asta e o perioadă foarte bună ca să aplicăm metode de evaluare a companiilor de tip top-down. În sensul că avem cumva premise mult mai clare, cererea și oferta în momentul de față pot influența mult mai clar anumite sectoare economice. Avem, de exemplu, o metodă foarte, foarte simplă, zic eu, de a estima ce s-ar putea întâmpla cu anumite companii sau anumite sectoare. Pur și simplu, dacă analizăm evoluția sau tendința de pe piața mărfurilor, pentru că atunci când vorbim despre commodities, acestea ar putea să aibă un bull market. Se vorbește foarte des despre chiar cei de la Goldman Sachs au estimat o creștere de 28% on average pe următorul an, pe fondul unei deprecieri a dolarului și a unor riscuri crescute de inflație.
Iar aici putem vorbi de sectoare cum ar fi sectorul energetic. Ei estimaseră undeva în jur de 40% o creștere potențială și metale prețioase, de exemplu, undeva în jur de 20%. Aici, când vorbim de metode prin care ai putea să capeți o expunere la asemenea active, la asemenea assets, e, mă rog, metoda clasică pe care o știm cei care suntem mai mult sau mai puțin familiarizați cu speculațiile, prin intermediul instrumentelor derivate sau pentru cei mai conservatori sau care nu au un apetit pentru risc atât de ridicat, prin investiții în acțiuni care au o expunere pe aceste sectoare. Deci, există în momentul de față foarte multe semnale interesante din această zonă a pieței mărfurilor, care pentru mine pare foarte ușor de analizat. Avem, de exemplu, tendințe mai mult sau mai puțin clare și pe piața petrolului și pe aur. Deci ar fi cumva multe posibilități de a intra în piață sau de a fructifica aceste contexte. O să vă dezbatem subiectul, o să intrăm mai în profunzime apropo de instrumentele astea, la ce broker le găsim. Tiberiu, hai să vedem cum au mers și companiile despre care noi am tot vorbit aici de atâtea ori, Pfizer, nu, și Novartis. Da. Am ținut să pun din nou planșa asta cu rezultatele companiilor, să ne uităm încă o dată la cele două și doar puțin atenție, cred că și se pot vedea atâtea similitudini între cele două companii, venituri aproximativ egale, market cap aproape la fel, câștigul pe acțiune tot pe acolo, doar evoluția de la începutul anului, mă rog, diferă puțin, să zic așa. În ceea ce privește profitabilitatea, tot în jur de 2 miliarde de dolari, deci două companii pe care, uitându-mă pe rezultatele financiare, chiar am fost surprins să văd că au mers umăr la umăr, așa, aș putea spune. Despre Pfizer, veniturile din trimestrul 3, după cum se poate vedea foarte bine și pe planșă, au totalizat 12,1 miliarde de dolari, în scădere cu 549 milioane de dolari sau 4% comparativ cu anul precedent. Au fost mai multe motive pentru care au înregistrat scăderea asta marginală. Principală, să zic așa, a fost cererea mai mică pentru anumite produse din China. Noi am vorbit ieri iarăși de două companii care, Daimler mai exact, și încă una dintre ele, care au expunere pe piața din China și care doar datorită creșterii vânzărilor din China au raportat per total creșteri mai mari în trimestrul al treilea față de trimestrul precedent. Deci iată că și în cazul Pfizer, China are în continuare un cuvânt de spus. Mă rog, pe lângă China mai sunt și alte întreruperi din Statele Unite în ceea ce privește prescripțiile medicale pentru pacienți. Splitat pe divizii, să zic așa, divizia Biofarma a contribuit cu 10,2 miliarde, urmată de fabrica de producție medicamente Upjohn din Statele Unite. Important la Pfizer este că perspectiva pe tot anul este pozitivă, cu o creștere ușoară a câștigului pe acțiune, 2,88 versus 2,85 și a veniturilor 48,8 miliarde versus 48,6 miliarde. Deci o perspectivă ușor pozitivă până la finalul anului pentru Pfizer. Pentru că am văzut și ieri, sunt unele companii care în continuare au o perspectivă fie neutră, fie negativă. SAP, de care vorbeam ieri, avea, spre exemplu, o perspectivă negativă până la finalul anului. Și da, am și spus că investitorii țin foarte mult cont de astea și ai văzut a fost vândută mult, mult acțiunea. Să ne uităm și pe evoluția grafică a lui Pfizer. Foarte pe scurt avem o tendință de scădere în ultima perioadă, da? Practic în ultimii 2 ani, dar ce se poate observa aici, cel nivel FIBO 61,8, cel mai important, iată,
ține prețul să nu mai crească, practic e o rezistență și confirmă teoria, spun apropo de nivelul pe care îl văzusem în graficul precedent și o să-l vedem și în graficul următor. Deci aici este o zonă clară cu un risk reward favorabil, în sensul că și dacă prețul crește și dacă scade, poate fi un risk reward favorabil. Evident, asta în cazul în care nu rămâne în zona asta și face străpungeri false, dar se vede foarte clar că e un nivel important aici și această dublă rezistență ține deocamdată cotația. Se vede un triunghi mare format aici, un triunghi dreptunghi. Dacă era invers, era mult mai simplu, putea să avea șanse cotația să ducă în jos. Așa e inversat practic și nu putem ști, poate să meargă în ambele direcții, se vede clar și un suport aici. Iar Novartis pe bursa din Zurich, foarte interesant, același nivel FIBO 61,8, de data asta pe creșterea din martie până în maximul din aprilie, n-a reușit să completeze V-ul, se întoarce, e un canal descendent și întrebarea care se pune e dacă rezistă această zonă 75 de franci aici și nivelul FIBO 61,8. Deocamdată cotația merge, păstrează tendința, să vedem dacă FIBO va reuși să-l întoarcă și să determine o apreciere. Dacă nu, următorul suport undeva aici, 71 de franci. Deci cam asta e. O să avem și alte grafice cu triunghiuri interesante astăzi. 61,8 respectiv triunghiuri. Asta e tema, să spunem așa, grafică de astăzi. Da. Și l-aș întreba pe Bogdan, că am văzut companiile, o să ne uităm puțin și pe niște brokeri și evoluții, pentru că am avut rezultate și ale brokerilor importanți. Iată, de ună zi, Charles Schwab a cumpărat anul trecut Ameritrade, nu, cu vreo 26 miliarde de dolari și sunt mișcări și achiziții și aici. Să-l întreb cum el e în contact cu piața asta, ce se mai întâmplă în linii generale și pe scurt așa cu brokerii internaționali sau care au prezență și la noi. Vorbeai de mărfuri, vorbeai de CFD-uri, vorbeai de instrumente derivate, nu? E o sumedenie de instrumente pe care investitorul le poate tranzacționa sau se poate hedge-ui, de ce nu, într-un fel sau altul cu ele. Care ar fi mișcările de pe piețele brokerilor? Am văzut niște mișcări interesante și la ce să se aștepte investitorii? Evident că toți se uită pentru comisioane mici sau redus acum simțitor, am vorbit noi de anul trecut, asta e tendința și instrumente cât mai multe și o facilitate cât mai mare, nu? Să ajungi cât mai rapid să tranzacționezi. Da, tendința, tot ai adus în discuție cazul celor de la Schwab care au, mă rog, fuzionat, să zicem, cu TD Ameritrade. În acest caz s-a format o companie cu active undeva în jur de 6 trilioane, cu active sub administrare. Și un număr, dacă nu mă înșel, în jur de 26 sau 28 de milioane de clienți de retail. 28, 28 de 28. Deci cifrele sunt ceva cu greu de asimilat pentru noi, cel puțin, care suntem obișnuiți cu cifre dintr-o cu totul altă categorie, însă tendința cu siguranță pe zona aceasta a companiilor de brokeraj a fost de a fuziona sau de a încheia astfel de parteneriate strategice care le oferă șanse mult mai mari de a fi competitive într-o piață foarte dinamică. Am avut aici mai aproape de noi, chiar acum o lună, cred, cazul companiei americane Wanda, care a achiziționat, mă rog, unul dintre cei mai vechi, din câte știu, brokeri polonezi, pe cei de la DMS. Și cred că a fost un pas important pentru intrarea celor de la Wanda în piața europeană, pentru că Polonia este clar una dintre țările care au arătat deschidere în momentul de față în ceea ce privește modul de aplicare a acestor reglementări ESMA. Ei au acele categorii de clienți intermediare care permit cumva utilizarea unui leverage ceva mai ridicat pentru acei investitori care urmează un curs sau care arată o oarecare experiență în acest domeniu. Deci nu e o... În ciuda
imaginii de autoritate foarte strictă a celor de la KNF. Totuși, aceasta a fost o mișcare mult mai relaxată decât multe alte piețe care erau privite ca fiind mai legere în ceea ce privește enforcing-ul acestor măsuri de reglementare. Deci, vorbim despre consolidare, despre un an bun pentru brokeri. A fost un an, am citit cu toții, am văzut acele statistici cu creșterea fulminantă a numărului de investitori de retail pe fondul acestei pandemii. Chiar astăzi au apărut niște declarații de la unul dintre ownerii Robinhood, care vorbea despre această nouă categorie de investitori millennials sau de cei care au descoperit și au intrat recent în această zona investițiilor, și observăm acest lucru chiar și la noi, pentru că cu toții suntem prezenți în social media, pe aceste grupuri de investitori din România, care nu sunt foarte numeroase, însă observăm tineri, observăm oameni care vin și care sunt pasionați de piață, care vin cu niște opinii foarte la obiect și sunt foarte în temă cu ceea ce discută. Deci, clar, e o generație și un nou val foarte foarte activ, foarte dornic să intre în acest domeniu. Și cred că sunt premise bune pentru industrie pe viitor. Avem și, mă rog, situații care nu sunt tocmai favorabile, cum ar fi decizia anunțată acum 3 zile de către Autoritatea de Supraveghere din Australia de a se alinia la reglementările ESMA în ceea ce privește nivelurile maxime ale levierului acceptate în Europa. Deci, practic, erau clienți europeni care alegeau să se orienteze către astfel de jurisdicții pentru a beneficia de niște condiții mai relaxate în ceea ce privește cerințele de marjă. Însă, acest lucru se va schimba din martie anul viitor. Dar cumva nu cred că ăsta ar fi un impediment atât de mare pentru industrie și pentru broker, deoarece am văzut cumva că odată ce interzici sau odată ce încerci să reglementezi, să suprareglementezi o anumită industrie, cumva efectul este exact invers, este unul invers. Mă duce gândul la acele reclame la țigări, reclame sau, mă rog, anunțurile acelea de pe pachetele de țigări, care s-a dovedit prin studii ca un efect exact invers asupra Adică celor mai mult care le îi consumă. interupe, nu? De fapt. Exact. Adică. Cumva, faptul că se pun atâtea restricții și se vorbește foarte des că e vorba de un domeniu riscant, că investițiile în general sunt un domeniu riscant și instrumentele derivate cu atât mai mult, cumva acest lucru incită traderii sau investitorii aflați la început să-și asume riscuri în căutarea unui randament mai ridicat. Cam așa funcționează lucrurile. Ai vorbit de Polonia și de brokerul respectiv și de Wanda, ai vorbit de bursa poloneză și eu ieri amintisem de XTB, de brokerul polonez listat la bursă, dar cu prezență și cu echipă clară care, și aici în România și foarte important cu fondurile lor care sunt ținute aici la ING, nu peste hotare. Și m-am uitat evident și pe grafic și pe evoluția cotației de undeva din iunie 2017, a fost după listare o creștere ușoară, după aia o consolidare, o scădere, dar iată de aici, din suport, exact cum spuneam, o acumulare puternică poate duce la o explozie a prețului, a cotației și iată ce s-a întâmplat cu niște creșteri extraordinare în perioada asta, exact ce vorbeai și tu, la mulți brokeri s-a întâmplat că au avut o bază de clienți mult mai mare și atunci, evident, și rezultate foarte bune. Așa, din punct de vedere grafic, evident, o asemenea creștere nu putea rămâne necorectată. Cotația a revenit și suntem undeva aici la, iată, tot aproape de 61,8 retragere pe această creștere. Deci, iată, acest retracement cel mai important din nivelurile FIBO se confirmă și aici și
cotația face un fel de V aici. Asta voiam să spun, nu vorbeam noi ieri, Tiberiu, de, că spunea Da, și da, da. Bogdan acum de multitudinea de instrumente, de CFD-ul, de toate piețele. Și iată că și traderii de la noi au Da, toți au raportat. da, pot să confirm ceea ce a spus, că am văzut și articolul dintr-un ziar de peste ocean cu ceea ce zicea cel de la Robinhood, dar să știi că și cei de la XTB, graficul pe care noi ne uităm acum, am văzut că o ofertă chiar cu 0% comision pentru niște rulaje de 100.000 de euro, am văzut. Și dacă le depășești, o să fie undeva la 0,2 sau minim 10 euro. Deci destul de mici în comparație cu, să zic așa, anumite comisioane pe care le au brokerii care sunt listați la bursa noastră. Poate reușim să ne mai uităm și în finalul emisiunii când ajungem la BVB și peste să discutăm practic și puțin despre brokerii care se ocupă de intermediile de la Bursa de Valori București. Dar ceea ce îmi place la cei de la XTB e că au o platformă foarte, foarte interesantă și foarte clară, foarte intuitivă, plus că sunt foarte multe instrumente în ea. Păi, multe acțiuni, vreo 2000 ceva de acțiuni, ETF-uri, mă rog, CFD-uri, mărfuri, indici și așa mai departe. E fix, poți să faci la ei, am văzut. Exact, exact. Și multitudinea și poate chiar și la cerere. Deci multitudinea asta de instrumente să fie, Bogdan, să ducă până la urmă la atragerea clienților, comisioanele Uite, zero. O să vorbesc despre XTB acum că m-ați... Nu neapărat despre Pentru, XTB, nu, dar pentru vreau... că sunt niște elemente pe care le cunosc prin background-ul meu anterior în sistemul lor și chiar uitându-mă la grafic, nu știu dacă ai văzut, publicasem la un moment dat în social media o, pe atunci prin martie, o, mă rog, nu pot să zic o analiză, însă o observație cum că acțiunile brokerilor au crescut foarte mult. Pe atunci acțiunea XTB era la acel nivel minim. Deci ăla a fost un moment, dacă cineva a intrat în acel moment și a cumpărat acțiuni XTB, au avut un rezultat foarte bun. Au avut o apreciere extraordinar de mare. Cunosc și platforma lor și, într-adevăr, platforma și faptul că ai toate instrumentele la un loc este un avantaj, până la urmă, pentru client. Poate să-i ofere o rapiditate și poate să acceseze mai multe tipuri de categorii de instrumente mai ușor. Însă o să menționez doar atât, că nu sunt singurul broker cu comision zero din România în momentul de față. Sunt mai mulți, într-adevăr. Da. Ceea ce e important de menționat este trendul pe care s-au înscris mulți brokeri. Trend care vine oarecum de peste ocean și, mă rog, poate că nu neapărat de peste ocean, ci datorită faptului că tehnologia a permis realizarea unor platforme mai, eu știu, mai suple, mai performante, astfel încât costurile să devină din ce în ce mai mici. Știi? Atâta timp cât stai acasă în spatele calculatorului și poți să plasezi un ordin fără să mai cer părerea cuiva care lucrează la broker sau să apelezi la el doar în momentul în care, eu știu, ai niște neclarități și vrei să discuți, în fine. De-aia lucrurile cred că o să meargă și mai mult în sensul ăsta. Da, scuze. Două cuvinte să mai spun puțin și de graficul Charles Schwab, revin ca să încheiem cu el. Apropo de triunghiul, se vede aici o linie de rezistență extraordinară și un triunghi simetric de toată frumusețea. Bine, frumos ar fi fost ca prețul se plimbe mai mult și în porțiunea superioară, dar până la urmă suntem la un triunghi din care se va ieși într-o direcție sau alta și va fi interesant ce se va întâmpla. E mai dificil să comparăm Charles Schwab cu alți brokeri care sunt mai mici în Europa și au prezență și la noi, dar ca o concluzie așa, eu teoretic un investitor ar trebui să caute ca brokerul să-i ofere și o siguranță a fondurilor și în general majoritatea au în momentul ăsta fonduri de garantare și de compensare, trebuie să caute nu o vechime și un istoric pozitiv, spun eu, și evident multitudinea aceasta de instrumente și un suport, da? Un suport la care să apeleze ori de câte ori e nevoie și o prezență aici fizică ar fi de dorit, chiar cu pandemia asta peste care probabil vom trece mai devreme sau poate chiar mai târziu.
Hai să mergem mai departe, nu? Să ne uităm și la evoluția de la Bursa de Valori București, să vedem cum se va încheia ziua de astăzi, pentru că mai e puțin și ne apropiem de sfârșitul sesiunii de tranzacționare. Dăm voie Te să dau rog. share. Înainte de începerea emisiunii, m-am uitat puțin pe câteva. Pe cum evoluează, practic, indicii de afară, și am văzut că erau destul de roșii, unii dintre ei în Europa, cel puțin. Am văzut că înregistrau scăderi indicele din Germania și mai mult chiar și din Europa. Și mă Bine, uit la BVB și văd. Te scuză-mă, rog. scăderi mult mai mici ca ieri când DAX-ul a scăzut peste 3%, am avut scăderi de peste 1% și peste ocean, a fost o zi roșie, puternică, cu scăderi mai mici la București, atenție, se confirmă ceea ce spuneam, că dacă la creșteri n-am reușit să ținem pasul și am fost codași, iată că până la urmă și la scăderi suntem cumva codași și aici e bine, e reversul medaliei și nu e bine să fii fruntaș la scăderi. Exact asta vreau să spun, că deși pe afară se înregistrează scăderi, la noi totuși există un plus, există o apreciere, BET-ul plus 0,55, BET plus 0,54, BTNG-ul 0,53, doar BETFI-ul, reperul SIF-urilor și fondului proprietate, are o scădere de 0,12. Și dacă e să vorbim de companiile din indicele BET, plus 1% aproape pentru ALRO, la fel pentru Banca Transilvania, 1,3 pentru operatorul bursei, 1,47 pentru Nuclearelectrica și 1,5 pentru Romgaz. Scăderi, în schimb, pentru Sfera, aproape 1,6%, Electrica 0,44%, Purcari 0,46%, iată și MetLife-ul scade cu puțin peste 1%, Digi la fel, minus 1,2%. Din punct de vedere al volumelor tranzacționate, o zi la jumătate, aș putea spune, față de sumele care s-au rulat ieri pe platforma BVB, 7,4 milioane de euro acum, ieri cred că a fost undeva în jur de 14 milioane de euro, dacă țin bine minte. Și dacă e să vorbim de ce s-a tranzacționat cel mai mult, sunt convins că aceleași companii care țin în fiecare zi, să zic așa, lista, da, într-adevăr, OMV-ul, Banca Transilvania, iată SIF2 intră, surprinzător, Erste Bancu, Romgazul, Fondul Proprietatea, Teraplastul care, ca o paranteză, a raportat aseară rezultate foarte bune în trimestrul al treilea, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Și aș vrea să mai fac încă o paranteză la prima. Când l-am avut în emisiune săptămâna trecută pe domnul Stănean, CEO-ul Teraplast, mă rog, pentru cine a avut urechi să audă și ochi să vadă atunci, dânsul a fost foarte entuziasmat așa de evoluția pe Q3 a companiei și iată că s-a reflectat și în cifrele pe care le-au publicat ieri. Deci Păi, cine a exact, fost atent, cred că avea de câștigat până acum. asta voiam să completez și eu, pentru că nu putea să dea cifre, dar ții minte dialogul pe care l-am avut și dânsul era foarte entuziasmat și eu chiar am specificat că e bine printre rânduri cine urmărește să extragă ceea ce e important și iată avem confirmări și nu e prima dată când invitații noștri transmit într-un fel sau altul, da, până atitudine, să spunem, și până ton, de ce nu, posibile rezultate ulterioare. Și vom avea în continuare invitații de la companiile listate și care se vor lista și vom încerca să smulgem noi așa cât mai multe informații. Ce aș vrea să-l întreb pe Bogdan privind piața de la noi, evident nu avem multitudine de instrumente, nu putem face hedging, e mai dificil. Cum vezi pasul ăsta făcut să spunem, în clasa următoare, da? Clasa superioară, în emergentă secundară? E adevărat, doar fuții rasă, să sperăm că în 2 ani, poate 3 ani, reușim și în cadrul indicilor MSCI, poate reușim în 2 ani, am înțeles, și cu contrapartea centrală să pornească derivatele și la București. Cum vezi finalul ăsta
de an, apropo de și de alegerile care urmează și la noi, da, evident vom fi influențați de mișcările de afară datorate alegerilor din state, dar și de ratingul ăsta de țară care stă așa, atârnă de un fir de ață, nu, apropo de legea pensiilor și multe altele. Când vorbim despre, mă rog, MSCI, nu vorbim doar despre lichiditate. Erau acele criterii de lichiditate, 1400 de miliarde, parcă, sau ceva e vorba acolo. Și de capitalizare, evident. Și de capitalizare. Și era și acel amănunt în ceea ce privește instrumentele derivate. Și am văzut pași în ceea ce privește contrapartea centrală. Sunt foarte multe semnale că se va concretiza undeva la anul acest element. Dacă vorbim despre companii care îndeplinau acest criteriu, cred că aveam doar două. Aveam Banca Transilvania și Romgaz. Cam astea din câte mi-amintesc, însă cred că mult discutata și mult vehiculata listarea hidroelectrică clar ar face ar fi un element pozitiv care ar aduce un plus de dinamism spre acest obiectiv pe care ne-l dorim cu toții. E o piață mică, cum știm cu toții, însă e o piață dinamică care a evoluat pozitiv în ultimii ani. Părerea mea e că am avut evoluții pozitive încă din vremea conducerii anterioare, care, mă rog, și-a adus aportul în ceea ce privește marketingul. Acum avem o strategie care iarăși aduce rezultate și cumva eu cred că trebuie să fim conștienți de mărimea pieții în care ne aflăm și cumva nu cred că trebuie să vedem doar părțile negative, pentru că sunt foarte multe părți și părți pozitive, așa cum observai mai devreme, Tiberiu, putem cumva vorbi de o, dacă există acei indicatori beta care se aplică acțiunilor atunci când vorbești de volatilitatea unui activ față de piață, și aici, în cazul pieței noastre, aceste fluctuații sunt în contextul de față cumva diminuate prin faptul că nu suntem încă atât de conectați, sau chiar dacă ne-am calificat la acea piață, mă rog, conform ultimului upgrade din 21 septembrie, cumva nu am văzut acele fluxuri de capital din afară pe care le așteptau mulți. Și cumva piața noastră încă nu e atât de conectată de extern. Bineînțeles, avem jucătorii mari, fondurile și toți ceilalți instituționali care sunt prezenți, însă nu e o conectare. Piața nici nu o permite la acest nivel. Și cumva vorbim despre o situație de tipul ce a fost mai întâi, oul sau găina, ce ar trebui să avem mai întâi, instituționalii sau titlurile. Nu ai cum să ai doar o parte, trebuie și trebuie să avem și acțiuni noi, și listări noi, trebuie să existe și investitori noi, și cumva trebuie să existe o sincronizare a acestor adăugiri, a acestor noi apariții pe bursa locală, pentru a vedea un progres, o evoluție la un alt nivel. Da, am vorbit de brokeri globale, am vorbit de brokeri locale, am vorbit de brokeri listați. Spuneam noi ieri, Tiberiu, și de broker Cluj, da, care, iată, sunt listați la noi, și evoluția pe bursă ne duce iar cu gândul la triunghiuri. Am desenat aici tot felul de triunghiuri dreptunghice, pentru că
Se vede foarte clar. Bine, nu sunt ca la carte pentru că lipsește o completare a lor sau, mă rog, sunt niște mișcări incomplete, dar sau niște străpungeri false, dar în principiu se vede foarte clar, e o evoluție în triunghiuri. Din păcate, triunghiurile sunt descendente de scădere, dar partea bună la evoluția acțiunii că dacă din suportul ăsta se va întâmpla și pe triunghiulețul ăsta ce s-a întâmplat înainte. Iată aici, când după o evoluție până la vârful triunghiului a urmat o creștere puternică, după aia o creștere, o tendință mult mai sănătoasă și mai bună, din păcate n-a reușit să treacă de 0,09-0,093 aici, poate să urmeze și acum o aceeași tendință cu prim target 0,08 și după aia 0,09, dar scopul ar fi să treacă peste zona asta de rezistență destul de puternică. Evident că scenariul negativ și dureros ar fi o trecere sub 0,065, dar pentru cei care dețin acțiunea sau care vor să facă o speculație aici, ar fi bine ca cotația să iasă în sus din această evoluție. Cam asta e din punct de vedere grafic. Aș mai completa la BRK faptul că sunt destul de activi din punct de vedere al calității acesteia de market maker, care am văzut că deja lucrează cu Nuclear Electrica, dacă nu mă înșel, cu MedLife, cu RomCarbon, au anunțat pe parcursul anul ăsta și am văzut tot așa, tot într-un comunicat de-a lor recent, cred că nu e mai mult de o lună, în care am înțeles că s-au listat deja, de fapt nu s-au listat, sunt un intermediar agreat chiar pe bursa din Viena. Exact. Urmează să-și listeze, de fapt, propriile produse structurate, pentru că ei sunt care fac și pe BVB, care au pe BVB produse structurate. Deci, iată, un pas important, aș putea spune, pentru un broker local, să vedem că un broker de-al nostru iese afară și merge pe o bursă, Viena, ok, mai mică decât bursa din Polonia, dar totuși o bursă foarte importantă, aș putea Da. spune. O bursă care a fost etalon pentru Europa Centrală și de Est. Bursa poloneză a avut o evoluție fulminantă și a ajuns unde a ajuns. Domnilor, cam astea au fost subiectele de astăzi. Apropo de companiile și de bursa de la noi, mâine vom dedica mare parte, aproape în totalitate, emisiunea acestui subiect, așa că fiți cu ochii pe noi ca de obicei. Îți mulțumim, Bogdan, pentru prezență. Te mai așteptăm și cu alte ocazii să Mulțumesc și eu. comentăm ce se întâmplă pe piețe. Vă așteptăm să ne urmăriți în continuare. Până atunci, vă urăm, ca de obicei, o seară cât mai plăcută și, evident, profitabilă. La revedere! La revedere. La revedere.